Vă propunem în minutele următoare o întâlnire cu o personalitate emblematică a teatrului și filmului românesc, actor, director general al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu și președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, după cum știți, unul dintre cele mai cunoscute evenimente de acest tip din Europa. Profesorul Constantin Chiriac este apreciat și iubit de public, respectat în mediul artistic, fiind un excelent ambasador al culturii României în lume. Vă invit să-l urmăriți într-un dialog emoțional cu Mihaela Crăciun. E destoinic să-mi spună cotro e oceanul de somn. Ce e cânin, fără voie, m-am fins și pe mine în lumină. Nici maica nu știe ce tainică normă îmi dete din carne-ai vremelnică formă. Neant înflorit în lumină, căci toate izvoarele umbrelor noastre sunt mai presus de arhanghel și astre din vecinica ta înțelepciune. De tine mi-e foame, de tine mi-e sete, port dâră de umbră acestei planete, cu spumă de soare pe creste și în saltul credinței, gustând veșnicia din pulberea lumii, îmi strig bucuria că sunt într-un cel care este. Suntem într-un loc pe lumea asta și avem acest recital și nu știe nimeni românește și spunem, vine Constantin Chiriac la voi cu mărturisire. Și începem așa. Și vă rog să începeți dumneavoastră. Constantin Chiriac este? Constantin Chiriac este un slujitor vremelnic a ceea ce înseamnă frumosul pe pământ și care probabil că a fost hăruit să poată să dăruiască în măsura în care într-adevăr știe să ardă și să nu se prefacă că face ceva. Pentru că atunci când Dumnezeu a făcut pământul, cerul, universul, nu s-a făcut că muncește. Soarele când apare și ne dă căldură și lumină, nu se face că ne dă căldură și lumină. Chiar ne dă când el este împiedicat de furtună, de nori. Se întâmplă ca în viețile noastre. Și atunci trebuie să luăm miracolul luminii iubirii dumnezeiești care ne pătrunde pe toți, dar simțim sau nu acest miracol. Și atunci am considerat că e important ca ceea ce fac să nu fie o arătare a mea în care primesc aplauze, ci o putință de a aduna energie bună împreună, să înțelegem rostul fiecăruia din noi. Că mâine s-ar putea să devenim, nu știu, o plantă sau altceva pe pământ sau în altă parte.
Nu știm, nu întâmplător spun că sunt ca un prunc orb născut, care nu și-a văzut mama niciodată, neștiind ce a fost înainte și neștiind ce va fi după. Sunt întrebări atât de frumoase pe care marii poeți români și universari le-au pus și le-am adunat, pentru că ne mistuie aceste întrebări și căutăm răspunsuri, dar în același timp e important că spunându-le găsim liniște și rezonanță. Am fost din New York până la Tokyo, de la Paris la Berlin, în roată împrejur, în Australia, în Singapore, în vreo 164 de țări. Și am mărturisit ceea ce simt și am avut momente incredibile. Țin minte, se inaugura la New York Biserica Sfânta Maria. Și era cel care zidise, se adunaseră mii de oameni care erau afară, se puseseră microfoane și ascultau cu toții. Și toți au mărturisit cât de greu a fost ca să câștige acel proiect finanțat de Statele Unite. Eu eram într-un mare proiect pe care Dumnezeu probabil mi l-a scos în cale. Cei mai activi oameni ai lumii, finanțat de guvernul american. Eram 16 oameni din 16 țări aleși, o lună care mergeau roată împrejurul Statelor Unite, având pentru fiecare zi câte 10.000 de dolari de cheltuială. O chestie absolut incredibilă. M-am întâlnit cu președintele Americii, am avut discurs în Congresul American și țin minte, și asta e bine de mărturisit, au spus, aveți voie să folosiți 150 de cuvinte. Și se măsura și sau cu toate conjuncțiile, prepozițiile. Bineînțeles că toți ceilalți 15 colegi ai mei, când au fost puși în fața acestui fapt, ca și eu de alminteri, am gândit cum arătăm lumii întregi ce înseamnă valoarea nației românești, ce lucruri extraordinare, ce premii și așa mai departe. Și uitându-mă alături, cam la fel gândeau toți. Am ajuns în cameră și am dat drumul la televizor și era un film american unde se punea banda de râs, unde trebuie să râde lumea. Și am înțeles că trebuie să le spun o poveste. Pentru că aveau nevoie de o poveste în care ei să fie îndrumați cum să reacționeze. E un dresaj care nu știu dacă place Domnului sau nu, dar mi-am adus aminte de un cantor de biserică din Eud, cea mai înaltă biserică, cu o turlă ca un strigăt către Dumnezeu, care într-un apus de soare a ars și a fost refăcută. Iar cantorul de biserică ne-a povestit acest moment și le-am spus americanilor că undeva în centrul estul Europei, în România, capitala la București, nu la Budapesta, undeva în nordul țării e un loc unde credința, respectul pentru strămoși e altfel, care ține de mii de ani și că pe locul cel mai înalt al satului e cimitirul și biserica. Că oamenii se ocupă cu creșterea vitelor, cu prelucratul lemnului, a pietrei, și că acolo e cea mai înaltă biserică, ca o turlă, ca un strigăt către Dumnezeu, fără scară interioară, ca în Statuia Libertății. Și că într-un apus de soare, prin ce nenorocire nu se știe, a luat foc. Și pentru că apa era departe în vale, oamenii au alergat cu laptele mulți, de la oi, de la vaci, de la... și au stins focul. Și le-am spus, aceasta este țara de unde vin. Țara unde oamenii sunt dispuși să-și jertfească hrana pentru a-și apăra credința. Este țara care a strădat-o în 1947 și care vă așteaptă în continuare.
vă mulțumesc. Eram în fața celor aleși a Senatului American. Au fost niște aplauze incredibile. Și am fost pe prima pagină, în marile ziare, peste tot a doua zi. Și eram la această sărbătoare, la Sfânta Maria. Și era atâta lume care venise să sărbătorească. Vă dați seama că am fost răsfățatul televiziunilor, CNN-ului. Și în timp ce îi făceam pe oameni să râdă și să plângă, geamurile bisericii noi s-au spart, erau aruncate pietre. A fost o nenorocire. Și am aflat că cei care au dat cu pietre erau tot români care pierduseră la competiția care din structurile care au fost în competiție să administreze banii americani a câștigat. Și au venit cei de la CNN și m-au întrebat cum e cu grădina Maicii Domnului despre care ne-ați vorbit că e România? Cum e cu credința care oamenii sunt dispuși să jertfească hrana pentru a-și apărea credința? Și le-am spus că acolo unde e multă iubire e și mult păcat. Probabil că asta ne unește, dar în clipa în care devenim conștienți de tot ce am spus, cred că e bine. Asta se întâmpla în 1996, am fost selectat și nu știu cine m-a recomandat. Am fost 16 oameni aleși din 16 țări, 40 de zile roate împrejurul Americii. M-am întâlnit atunci cu Clinton la Casa Albă și din fericire câștigase la New York maratonul Anuța Cătuna. Și din cele 6 minute dedicate întâlnirii cu noi, toți 16, vreo 3 minute a vorbit numai cu mine despre România și despre Anuța Cătună. V-am întrebat asta pentru că, așa cum știți, la Biserica Sfânta Maria din New York a fost acea vizită a majestății sale, regele Mihai și a reginei Ana, care există în arhiva istorică a bisericii, da, și despre care se tot vorbește. Și sunt convinsă că peste un timp, în arhiva de aur a lor, va fi și acest moment al dumneavoastră, domnule Chirica. În mod cert, el este, pentru că era atât de multă lume cum rar mi-a fost dat. Și lucrurile astea nu se întâmplă pentru că așa din întâmplare. După 30 de ani de festival, am înțeles că nimic, dar absolut nimic, nu este întâmplător. L-am suspendat spectacole. În fiecare biserică de rit se cântă, se joacă. Și nu mergem acolo cu măscări, cu lucruri care sunt împotriva credinței, ci cu bucuria de a aduna acea liniște dumnezeiască care înseamnă cântul, care înseamnă emoția, care înseamnă putința de a simți energie bună alături. Și atunci duceți de 2 ori acasă, pentru că limba română e casa celor plecați și bisericile, așa, la fel, nu? Limba absolut română într-o biserică, da, ce înseamnă pentru cel plecat? În limba ta te naști, în limba ta poți plânge, în limba ta te oprești din râs. Nu întâmplător spuneam într-un interviu în altă parte, vorbind de festivalul de poezie, că un mare poet român, care este puțin amintit, Filipide, spune: mă târn de tine, poezie, ca un copil de poala mumii, să trec cu tine pragul humii spre insula de veșnicie.
faptul că am putut să fac în deschiderea festivalului dialogul dintre domnul Eminescu și domnul Creangă. A fost un lucru absolut extraordinar. Țin minte când am făcut prima dată recitalul, care a fost binecuvântat de doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga. Am plecat de la ceea ce înseamnă matricea limbii române, care este poezia populară. Și de acolo am plecat, împreună cu domnul Eminescu, care a fost zididător de limbă și de cultură românească, în dialog cu Creangă, probabil că a fost una din cele mai frumoase prietenii. Un recital de emoție cu totul și cu totul, cu tremurătoare, iar una din scrisorile pe care Creangă i-a scris-o lui Eminescu, cred că merită a fi spusă, pentru că ea ar trebui să fie spusă în fiecare săptămână în fața Parlamentului României. Și m-aș bucura dacă cineva va avea puterea să instituie așa ceva. Spune Creangă: domnule și frate Eminescu, ca om din popor, nu mă pot opri să nu vărs lacrimi pentru nenorocirea ce s-a abătut asupra viitorului poporului acestuia. Dar oamenii noștri distat ochii au și nu văd, urechi au și n-aud, și scot tășunile aprins cu mâna bietului popor, te-ar ști, bouă, ce mână bicisnică îl duce la tăieri. Dar nu știe bietul dobitoc. Tace și rabdă, îi duci în schinare pe tăți netrebnici care-și râde dânsul. Vreme trece, vreme vine, toate vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val, ca valul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Vedeți ce frumos se leagă. Două spirite extraordinare, extraordinare. De la omul renașterii pentru acești români răspândiți în lumea largă, dincolo de stare, ce le spune? E atâta nevoie să înțeleagă că locul lor pe pământ este important să fie acolo unde le este bine, dar că cercurile energetice care îi leagă de pământ, de soare și de Dumnezeu sunt acolo, în locul în care s-au născut. Din cauza asta, la Prisăcani, unde m-am născut, aproape de malul Prutului, aproape de Iași, an de an, unde tata a avut 17 frați și mama 16, mă duc și dau premiile Constantin Chiriac. Și credeți-mă că în fiecare toamnă mă descalz și stau cu picioarele pe pământ, în curtea casei. Și atunci chiar simt că mă încarc cu toată energia pământului care m-a născut și cu binecuvântarea iubirii dumnezeiești. Și câți din Prisăcani sunt plecați în străinătate? Mulți, mulți. În același timp sunt copii care au numai bunici sau un tată sau o mamă și an de an dau aceste premii din banii mei. Și ce e absolut extraordinar e că sunt atât de frumoși și atât de sănătoși și de puternici și îmi scriu niște lucrări extraordinare, pentru că nu mă duc numai să aleg că ești sărac și nu poți. Mă duc
și le dau lucrări în care ei scriu cum gândesc viitorul acestei localități, indiferent că se duc și deja unii din cei premiați sunt studenți la Cambridge și altcineva la universitate din America, la Brown University. Dar toți am făcut o asociație, se vor întoarce acasă. Sunt multe personalități în România. Dacă fiecare s-ar gândi la locul în care s-a născut, să facă un lucru similar, sunt convins că acea energie a copiilor care sunt în acea asociație, care deja unii sunt maturi, va naște o renaștere a acelui loc.